Sunt Adrian Mănițiu, vă spun bună dimineața, bun găsit la o nouă ediție Income. Sigur, a început vara, suntem mult mai relaxați pentru că suntem mulți dintre noi sau sunteți mulți dintre dumneavoastră deja în vacanță, dar asta nu înseamnă că toate lucrurile de care trebuie să avem grijă și pe care trebuie să le rezolvăm s-au rezolvat deja. Vreau să vorbim astăzi un pic ca să știm exact cum lăsăm lucrurile acum, în timpul vacanței, pentru a înțelege ce vom găsi din toamnă. Vreau să vorbim un pic despre dobânzi, despre ultima decizie a Băncii Naționale a României de a menține dobânda de referință la 7%. Cum va influența asta creditele, ratele, ce se întâmplă cu roborul. O să ne uităm de asemenea și la inflație și la indicatorii care ne vor ajuta să putem interpreta și traduce cum va arăta a doua parte a anului și la ce să ne așteptăm pentru toamnă, cum spuneam. Și în același timp, sigur, și cursul de schimb, pentru că toate acestea ne influențează viața de zi cu zi. Îi mulțumesc Andrei Negru, președintele Asociației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton, că este în această dimineață la Income alături de mine. De asemenea, și analistului Adrian Negrescu, cu care vom comenta astăzi. Ni se va alătura mai târziu și profesorul Cristian Păun. O decizie care, într-un fel, Adrian, urmează cursul deciziilor la nivel internațional. Băncile centrale au hotărât menținerea dobânzii de referință. Același lucru s-a întâmplat și în Statele Unite. Fed-ul nu a mai ridicat, dar sunt semnale că acest lucru s-ar putea să se întâmple din toamnă. Suntem acum într-o pauză în care piețele tind să pară mai relaxate ca urmare a acestor decizii sau putem să ne așteptăm la creșteri de dobânzi în continuare începând cu septembrie? Cred că suntem pe un platou din punct de vedere al dobânzilor practicate la credite. Asta e un efect direct al inflației. Da? Inflația a scăzut peste tot în lume, scade și în România și ăsta este un lucru bun. Probabil vom merge cu acest dobândă cheie la 7% și cu acești indici robor și RCC în jurul valorii de 6,50 undeva până în primăvara anului viitor. De ce? Pentru că nu văd modificări semnificative care să influențeze inflația și mai departe inclusiv dobânzile, da? De politică monetară la nivel internațional. Vedeam un mesaj foarte interesant lansat ieri de Christine Lagarde, șefa Băncii Centrale Europene, care avertiza practic producătorii din zona agroalimentară să nu crească prețurile și să nu crească salariile pentru a pune și mai mult gaz pe focul inflației, în contextul în care pe 27 iulie BCE urmează să iau încă o decizie de politică monetară, în care toată lumea se așteaptă ca dobânda să fie menținută. Unii vorbesc însă de o creștere de 0,25%. Rămâne de văzut într-adevăr ce se va întâmpla. Cert este că pentru noi, pentru români, pentru cei care avem credite, va urma o perioadă de acalmie în care ne vom obișnui, între ghilimele, cu dobânzile și ratele pe care le avem în prezent, până cel mai probabil undeva în primăvara anului viitor, când sperăm ca Banca Națională să iasă din zona asta de acalmie și să, în funcție de inflație, să reducă probabil pas cu pas dobânda de politică monetară. Aici cred că e cheia, în funcție de inflație. Andreea, dacă inflația care nu pare încă sub control, sigur că cifrele s-au mai potolit, prețurile, unele dintre ele, fie se mențin, fie încep să scadă, lucrurile sunt în continuare scumpe, puterea de cumpărare nu e la nivel. Cred că asta va influența mult deciziile băncilor centrale, prin urmare și a băncilor comerciale, de a ține sau nu același nivel al dobânzii. Cum interpretezi? Suntem cu ochii pe evoluția prețurilor și pe evoluția tot ceea ce se întâmplă. Partea bună este, apropo de prețuri, că iată, prețurile la energie în acest moment sunt în scădere și au scăzut față de valorile record înregistrate la finalul anului trecut, dar nu este de ajuns. Estimările băncii... O parte a cauzei inflației, de altfel. Evident. Estimările Băncii Naționale sunt legate de inflație, mă refer aici, sunt că pe finalul acestui an inflația să ajungă undeva la o singură cifră. Estimările Comisiei Europene în ceea ce privește nivelul inflației este undeva 9,5-9,7%, dar, așa cum ai spus și tu, depinde foarte mult de ceea ce se întâmplă la nivelul prețurilor. Pe de altă parte, vedem și deciziile oficialilor sau intenția de a lua decizii de plafonare la anumite
prețuri la alimente, de exemplu, lucru care ar putea să se reflecte evident în ceea ce înseamnă scăderea inflației. Toată lumea e cu ochii pe inflație, e cu ochii pe deciziile de politică monetară, așa cum spunea și Adrian, ne așteptăm, este a patra ședință de politică monetară a Băncii Naționale a României, în care se menține. Așteptăm spre finalul acestui an o scădere, o decizie de a scădea dobânda de politică monetară, însă efectele vor fi revăzute de abia anul următor în ceea ce privește nivelul ratelor la creditele acordate populației și firmelor. Mi s-a alăturat și profesorul Cristian Bun. Bună dimineața! Trăim o acalmie de vacanță, urmează să vină peste noi tăvălugul din septembrie, întoarcerea la realitate, dușul rece al toamnei, sau lucrurile par a intra pe un făgaș normal? Ceea ce cred că vor să știe oamenii, acum roborul e încă sub 7%, e dacă va crește acest procent, pentru că trebuie să știe cum să-și facă bugetele, cum să-și împartă banii. Vor crește ratele? Eu vreau doar să punctez un pic următorul lucru. Nu trebuie să ne uităm la Banca Națională ca să vedem scăderea dobânzilor. Dobânzile nu se stabilesc în piață de la Banca Națională. Ele pot fi influențate în anumite momente. Așa e. Dobânda se formează în funcție de dobânda pe care băncile trebuie să o plătească celor care depun bani în bănci. Sursa capitalului bancar este depozitul populației sau economisirea pe care o face populația. Și ce ne arată acest indicator acum? Și atunci tu nu poți să economisești și să nu primești dobândă măcar rata inflației, că nu te duci la bancă cu economisirea. Dar nu suntem acolo. Nu suntem. Asta e interesant. Ceea ce înseamnă că nu sunt bani. Și asta înseamnă că ar putea să rămână scumpi, adică cu dobânda sus. Exact. Deci nu suntem acolo pentru că băncile la rândul lor nu prea pot să ceară clienților lor care au credite, o dobândă. Vedeți ce greu este să-ți plătești dobânda la credite. Și atunci băncile cumva fac un fel de compromis din ăsta. Nu dau chiar de o dobândă acoperitoare pentru inflație celor la depozite, dar nici nu cer celor la credite cât ar trebui din punct de vedere al teoriei economice să ceară. Și atunci cumva sistemul merge în momentul de față cu niște dobânzi real negative și la partea de credit și la partea de, să spunem, depozite, pentru că, mă rog, nu poți să arunci în aer o întreagă țară. Și aș mai puncta încă un lucru, apropo de să stăm liniștiți. Cifrele nu arată neapărat o liniște. Recomand în continuare românilor prudență, pentru că odată, ați spus și aici, inflația încă nu se temperează, pentru că acolo trebuie să ne uităm cu toții. Dacă vrem să vedem cum scau dobânzile, nu la Banca Națională acum trebuie să ne uităm pe inflație. Sigur că și Banca Națională influențează inflația la rândul ei, iar scăderea dobânzii de referință pune paie pe foc inflației. De asta nu vedem în adică moment... nu putem exclude o creștere a dobânzilor. Nu neapărat, dar cel puțin putem să mergem în continuare pe această prudențialitate și la Banca Națională, care cel puțin nu scade deocamdată dobânda de referință, că asta ar pune paie pe foc. Și aș mai putea foarte pe scurt și următorul lucru. Problema mare la inflație, din punctul meu de vedere, rămâne în continuare deficitul. Și deficitul bugetar mare pe care noi îl avem presează și pe dobânzi, direct. Deci nu doar prin intermediul inflației. Ajungem imediat și la deficit și la cum ne influențează, pentru că, sigur, e o noțiune macroeconomică, lumea nu prea se lege de ce e atât de relevant în discuția asta la nivel microeconomic, care ne influențează viața noastră de zi cu zi, dar o să vă explicăm astăzi. Aș vrea să încercăm să tragem o foarte, foarte, foarte scurtă concluzie ca să înțelegem pentru această a doua parte a anului la ce trebuie să... pentru ce să fim pregătiți. Să nu ne foarte scurt. Să nu ne lăsăm duși de val. Chiar dacă vedem o scădere naturală a prețurilor pe perioada verii și nu datorită plafonării neapărat, să nu credem cu tărie că acest fenomen va rămâne stabil și în toamnă. Sunt foarte mulți factori care pot face ca acest fenomen de scădere ușoară a prețurilor, temperarea prețurilor să fie și bun, dar pentru că e dificil de înțeles absolut tot ce se întâmplă în economie, de făcut toate legăturile, de înțeles interconectările diversilor factori care influențează, lumea de obicei impune o întrebare foarte simplă. Trebuie să ia o opțiune, dobândă variabilă sau dobândă fixă, dat fiind contextul economic. O să vă rog un răspuns foarte scurt din partea fiecăruia.
Aici e o chestiune care fiecare, în funcție de cunoștințele la nivel economic pe care le are sau le deține, de informațiile sigur, pe care personală, le deține, dar... poate să-și facă o imagine de ansamblu asupra situației. E ca și cum noi am fi medici și discutăm, nouă ni se par normal anumite patologii medicale, pe când pacientul în sine întreabă, ok, ce să iau, cu ce să mă tratez, așa la ce să am grijă, așa e și în economie. Și domnul profesor, așa cum s-a spus, de la nivelul autorităților sau reprezentanților băncii centrale, pentru că tot vorbeam de Banca Națională a României, vremea banilor ieftini s-a cam dus și nu doar în România, ci în general. Așa că nu putem cer să ne... le dai un sfat. Spune-mi ce ai face tu dacă ai luat un credit. Ai orientat către dobânda fixă sau către dobânda variabilă? Mă risc eu. Pe termen lung, recomandarea mea este să fie dobândă fixă. Pentru că termen lung înseamnă posibilitatea de a da față în față cu câteva recesiuni. Asta înseamnă să-ți pierzi locul de muncă, să ai probleme cu venitul. Deci termen lung, dobândă fixă. Termen scurt, poate fi dobândă variabilă. Problema mare acum cu dobânda fixă este că pleacă de la o dobândă mare. Deci dacă vreau să iau o dobândă fixă acum, am această problemă. Adrian? În momentul de față, în piață, cam majoritatea creditelor sunt pe la IRCC plus 2 puncte procentale, adică marja băncii. Deci cred că aș merge într-adevăr pe o dobândă variabilă în momentul de față, pentru că e posibil ca de anul viitor lucrurile să arate mai bine decât în prezent, dacă reușim să rezolvăm problema inflației. Să nu te trezești că îți pui o dobândă fixă pentru următorii 4 ani, o dobândă fixă undeva la nivel de 8-9% și între timp dobânzile la credite să scadă. Deci mare atenție la lucrul ăsta și mare atenție la cum vă plătiți creditele. Cred că asta este important, să strângem bani și să încercăm să facem plăți anticipate, pentru că acestea duc foarte, foarte mult la scăderea dobânzii pe care avem de plătit către